Ce-ai pățit, Elene? Hai să mai mergem puțin. Haide! Elene? Haide! Hai, bubule! Bună de dimineața, cu a doua cafea pe ziua de astăzi, deși este destul de devreme. Dar prima cafea mi-am băut-o la vecină mea și am ieșit cu a doua cafea după ce mi-am udat plântuțele. Am ieșit la plimbare, după cum bine vedeți, cu Happy, care este umbra mea constantă când mergem la plimbare. Și am ieșit să mai respirăm puțin așa și să aștept să se termine concertele, că am două concerte total diferite și dacă aș fi început vlogul din curte sau chiar și din casă, s-ar putea, era foarte posibil ca fundalul sonor să fi fost foarte dubios, pentru că pe de o parte avem un aliluia și Doamne ajută și pe de altă parte avem să moară dușmanii mei, bogăție, aur și femei. Da, și e foarte interesant și așa că eu am decis să mă exclud, să mă extrag din cele două fonduri muzicale foarte selecte și să vin să stau eu singură cu Happy, să aud bâzâieturi și un tractor care a luat înaintea noastră și să vedem niște floricele din astea care s-au aproape trecute și să, nu știu, facem câțiva pași, pentru că este o zi atât de frumoasă, este atât de frumoasă ziua de astăzi, este superbă până în momentul de față cel puțin, sau se anunță să fie superbă, nu se anunță ploaie, că în ultimele zile a cam plouat și a fost urât. Și de-aia nici n-am mai făcut daily vlog-uri, că nu prea am făcut daily vlog-uri în ultima vreme, fiindcă a fost destul de urât și de frig și de rece și nici nu prea am avut ce face și nici nu m-am simțit bine, adică toate s-au adunat grămadă așa și am zis să profit de ziua asta minunată în care o să pot să stau pe afară și o să pot să semăn o grămadă de floricele, pentru că mi-am propus să semăn iarăși o grămadă de floricele, fiindcă mi-am mai luat, am fost zilele trecute în Carrefour și mi-am mai luat, bineînțeles, iar am scăpat la semințe și mi-am luat, stați că am adunat o bălărie după mine, mi-am luat floricele, sunt două tractoare pe câmp. Nu, este firesc, este zi numai bună de muncă, exact ce ziceam, că toată lumea așteaptă să muncească, să facă ceva, că cam plouat. Așa, e bine că a plouat, că în alte părți a nins, adică e bine și așa, e bine și cu, și cu ploaie. Așa, și ziceam că n-am mai filmat nimic, n-am mai făcut niciun daily vlog, că nu prea am avut substanță pentru daily vlog și nici nu prea am avut stare de daily vlog-uri și așa că numai bine. Astăzi începem un daily vlog, să vedem ce face. Am de gând să stau toată ziua prin curte și chiar mă gândeam că îmi scosesem înainte de ploile astea, a început să-mi scot garderoba de primăvară și de vară, știți, așa, să renunț la chestiile de iarnă, să le cam vâr așa la locul lor pentru până pe la toamnă, așa, până pe la toamnă. Și au venit frigul și chiar îmi doresc foarte tare să trec la rochi, că efectiv m-a săturat de atâția pantaloni, nu mai pot, vreau și o rochi și vreau să fie cald și vreau să fie bine. Dar nenea ăla de ce s-a dat jos din tractor? Și de ce să uite la mine? Că mă enervează. Nici pe câmp nu pot să stau să scap de oameni care să nu se holbează la mine. Pe bune! A decis că nu ne apropiem de oamenii străini și când ne întoarcem nu ne plac oamenii străini. Da, se uită la grâu sau nu știu ce au semănat acolo. De asta e bine să vii de dimineață foarte devreme la plimbare sau seara foarte târziu când lumea și-a terminat treaba pe câmp ca să nu întâlnești oameni care să se holbeze la tine, că ești pe câmp cu o cameră în mână și cu o cană de cafea, nu cu o sticlă sau altceva, și că filmezi, da. Oricum sunt o ciudată pentru zona asta, v-am explicat că sunt excesiv de ciudată doar așa, prin apariția mea simplă și banală, fără să fac nimic, dar aminte că mă mai văd și cu o cameră în mână sau cu un cățel după mine. Ai de capul meu! E pericol public, nu există așa ceva. Că aici n-ai căței, trebuie să exterminați, mai ales dacă sunt femele, și tu nu trebuie să faci decât ce îți dă lumea voie să faci. Și când zice lumea. Așa. Da, ne întoarcem. Am scurtat plimbarea. Dacă domnișoara n-a vrut,
n-a vrut să treacă nici de la distanță, n-a vrut să treacă pe lângă ei. A auzit un fazan și parcă o trăgea sufletul așa spre fazanul ăla, spre zona aia unde a auzit fazanul, da. Nu, era prea aproape de străini. Așa, ceea ce e bine. Ceea ce totuși e bine, putem să zicem că e bine. Și o să zic, mergem, cum ziceam, astăzi să ne ocupăm de floricele, de stat pe afară, de chestii drăguțe. Uite, sunt și fluturași. Happy, uite, fluturași. Nu știu, albi, că nu ne trebuiesc nouă la pomi. Aici au voie să stea, dar pe la noi prin curte n-au voie. La fluturi ăștia albi aduc larve. Lasă ouă și ouăle se transformă în larve care ne parazitează pomii fructiferi și nu ne plac. Dar aici pe câmp au voie să stea. Sunt bineveniți. Da, ce mai e? Alte update-uri importante. Am găsit la Carrefour, când am fost și am luat și semințe, am găsit leurdă. Pentru că eu tot mă rog de cineva să mergem și noi pe la pădure să iau niște leurdă, fiindcă am văzut la englezi că fac pesto de leurdă. Ne mâncând niciodată leurdă, eu nefiind amatoare de urzici, ștevie și alte bălării din astea comune pe la noi. Dar zic, hai să încerc cu leurda, pentru că am auzit că are gust de usturoi. Și am luat leurdă. Și mi-am făcut un ulei aromatizat cu leurdă, care n-a prins cine știe ce gust, pentru că cred că îmi trebuia mai multă leurdă. Dar am făcut și un pesto cu leurdă. Și este atât de bun! Oh my God! Cred că mai fac și astăzi niște paste. Sau mâine, nu știu, să vedem. Cu pesto din ăla cu leurdă, că este genial, este divin. Și dacă v-ați gândit vreodată și dacă vă place așa gustul de usturoi, și dacă v-ați gândit vreodată că e o idee bună, go ahead, luați că e bună. Nu mi se pare că are un gust atât de puternic de usturoi cum m-au amenințat englezii, englezoai cele mai exact. Bine, probabil și pentru că n-am avut eu cantități uriașe, că n-am luat multă leurdă, dar este bună. Și am mai găsit la vecinul meu în curte, am mai găsit din asta usturoi sălbatic, îi zice, sau pur, în termeni populari, nu știu pentru cine știe. Și îi tundeam iarba în curte și are o zonă unde are usturoi sălbatic. Băi, de ce e atât de puternic usturoiul ăla sălbatic? E mai puternic decât usturoiul normal. Deci mă usturau ochii, efectiv, ca de la ceapă, când l-am tăiat cu mașina de tuns iarbă. Ce bubulina mea? Ce pasă? Cam scurtă plimbarea, lasă că vii tu mai târziu, singurică. Sau poate venim diseară, când nu mai e nimeni periculos pe aici. Pentru codița ta stufoasă. Ce frumos te-ai curățat. S-a curățat de toate chestiilele. Ia, unde ești? Te văd? Nu te văd. Nu văd nimic. Nu văd ce filmez. Ei, fata de frumusică de felul ei. Mi-e atât de dragă de doamne. Au plecat oamenii aia? N-au plecat. Așa. Și... da, bună leurdă. Yummy. Și bun pesto ăla de leurdă. Deci, you can try it. Hai, Bubu, mergi? Țuțule! Hai, mergi, că mă împiedic de tine. Dar bine ce nu vrei să te atingi de mine, acum ne împiedicăm. Hai, vrei să mergem încoace, mă, un pic mai încoace? Hai, să o luăm încoace, dacă pe partea aia n-ai vrut. Poate dă-ne vreun cățel turbat. Udi n-a venit cu noi, că era în casă, era ocupat să-l miroasă pe Jimmy. Că l-a venit să mănânce și n-a venit cu noi. Mami, hai că mergem acasă și bea pic. Așa. Și de principiu, astăzi am zi de grădină. Asta mi-am propus. Nu vreau să ies nicăieri, nu vreau să mă duc nicăieri. Vreau să-mi pun floricele. Vreau să semn... s-ar putea să mă duc până la magazin să cumpăr niște fasole. Dar în rest nu vreau să fac nimic deosebit. Vreau să stau acasă să-mi pun, să-mi semăn floricele și să pun chestii. Că deja se încălzește, acum cred că am trecut de zona de perioada asta super rece, am scăpat. Adică or să mai fie zile ploioase și așa, dar nu cu 3 grade, minus 2 grade, minus 1 grad noaptea și așa mai departe.
cred că suntem în zona safe și o să vă povestesc și de experimentele mele eșuate în ceea ce privește răsadurile, că am deja povești de spus pentru anul ăsta, dar noi bai că învățăm și mergem mai departe. What's the problem? Da, și aici este foarte, foarte curată zona asta, este excepțională, deci e tu să vii. Just kidding, of course. Au, mi-am amorțit mâna. A trebuit să schimb mâna și te întoarcem acasă, că deja s-a încălzit. De bine ce ziceam că îmi era fric de dimineață și mi era frică să nu îmi iau vreo rochie ceva pe mine, că iară sunt în aceeași uniformă, deci am senzația, mă uitam la vlogurile mele apropo de asta și la thumbnail-urile mele, că sunt același haine tot timpul. Bă, pare că n-aș avea alte haine, deci da, nu, pentru că am observat că se potrivesc pentru perioada asta, pentru curte, pentru nu știu ce, și am rămas în aceleași haine. Dar să știți că le spăl, adică nu le port constant doar pe astea, mai am și alte haine, dar nu filmez în zilele în care port alte haine. De-aia mă vedeți tot timpul în aceleași bluze, aceiași pantaloni, aceiași chestii. Și vreau și o rochi. Vreau să trecem la rochi, să fie primăvară de adevăratele. Dar înainte de rochi, cred că o să-mi trebuiască niște SPF pe mutră. Și după aia putem să vorbim și de altceva. Ah, am intrat pe arătură. Bubulina mea, ce faci tu? Ce faci? Am fost la plimbare fără tine. Păi dacă tu n-ai venit, dacă tu n-ai fost pe fază, ce să-ți facem? Asta este. Ți-a, mami! Aoleo, ce te tăvălești! Aoleo, ce-ți mai place să te tăvălești! Te umpli de praf. Thank you.
și de 10 ori pe zi. Mă scuzați pentru acest moment foarte, nu știu, rock așa. Dar de vreo două zile am o problemă cu melodia asta. Mi-am adus aminte de ea, melodia Pisica Neagră de la Pasăre Colibri. Și având în vedere că nu sunt străină de făpturile alea negre cu ochi de pisică neagră, mi-am dat seama că lui Udi nu i-am dedicat melodia asta niciodată. Acum seara asta și de o oră, cred că o chinui săraga, am dormit aproape. Aproape că am adormit în cadă. Am stat cred că două ore. Da, cred că vreo două ore am stat în cadă. Don't judge, ok? Că asta îmi place mie să fac. Deci m-am încrețit ca o prună. Așa, și ideal ar fi să nu vă mișc, pentru că stați pe cel mai precar, așa, stați pe cel mai precar turn din pisa făcut vreodată de mine, pentru că trebuie doar rămas afară. Și voiam să zic că n-am mai apucat să vorbesc cu voi, am făcut o grămadă de chestii astăzi, am semănat floricele, am o muscă beată pe aici. Am semănat mărar, am curățat prima parte dintre meri, acolo aia trei meri din fața gazonului. Mâine ar trebui teoretic să dăm așa, să tragem o linie și să facem cumva marginea să fie dreaptă, că stă pe creier când o văd acolo că nu e deloc dreaptă de linia aia de gazon. Ăsta era planul pentru mâine și să termin cealaltă parte. Ce am mai făcut? Am mai făcut niște chestii, dar nu mai știu să vă zic. Am mai făcut ceva, în orice caz. Am făcut spaghete cu sos pesto și cu sos pesto din ăla cu leurdă și cu pui și a ieșit genial și am mâncat de m-am umflat, efectiv. Iarăși aveam senzația că mă rostogolesc ca și prima dată când am făcut și cred că trebuie să mai căutăm niște leuță, because it's very good, adică ne place, se pare că ne place și se pare că devine ușor o obsesie și mă bucur pentru că e chiar foarte bună. Și am fost la plimbare, am fost la magazin, ce am mai făcut? Am făcut o grămadă de chestii, după care m-am făcut o baie, cum v-ați zis, de vreo două ore, în care am vorbit cu Pebbles, m-am uitat pe TikTok și am făcut niște chestii pe telefon, pentru că nu întotdeauna dacă stau în cadă stau degeaba, adică sunt situații în care fac lucruri. Așa, și acum am ieșit să-mi termin rutina de skincare. Udi deja a tras pe dreapta, săraca, pentru că ea aleargă toată ziua, se joacă, bâțâie, mă rog, face diverse și seara în jur de 7 și jumătate pică. Hai cel târziu la 8, pică. Deci e numai, nu poți să dai lemne pe ea. Și prima dată a dormit pe covorul din baie, că și-a dat seama că sunt baie, m-a simțit că sunt baie și a venit lângă mine, pentru că de obicei când vine în casă, nu mă scapă noi în ochi, încearcă să fie cât mai aproape de mine, așa, chiar dacă nu trebuie să fie atașată de mine fizic, ca atunci când am murit scărpinici, acum trebuie să fiu cumva în raza ei vizuală sau să mă simtă, știți, și stă foarte aproape de mine când e în casă. Și a stat pe covorul din baie, după care s-a mutat pe mașina de spălat și acum am adus-o și am pus-o în pat pe păturică, pentru că acolo doarme lângă mine pe pătură, lângă mine pe pernă, acolo doarme ea. Și acolo o să dorm până la 6 dimineață, până la 5 jumate, cam așa, pe la 5 jumate îmi dă ea trezire, nici nu mai am nevoie de ceas, ea e mai ceva ca un ceas elvețian, deci este la 5 jumate, uf! Mă trezește și îi dau drumul afară, pentru că vrea afară, nu vrea neapărat mâncare. Se întoarce pe la 6 jumate și dacă decid eu că vreau să dorm mai târziu, pot să dorm liniștită și până la 11, că nu mai deranjează. Deci este un copil incredibil de cuminte și de aia m-am gândit că nu i-am dedicat melodia asta de la Pasărea Colibri. Și cred că era cazul. Da, printre aventurile de astăzi este că am reușit să mă zgâri cu pastele. Da, exact, cum ați auzit. Sună exact atât de ridicol pe cum ați auzit. Am reușit să mă zgâri aici pe mâină cu pastele. Pentru că mi-a trezit mie că ar fi bine să le rup în două. Eu, în general, când fac spaghete, că am făcut spaghete, că de astea aveam mai multe, am făcut spaghete, le rup pe din două. Da, știu, m-au blestemat italienii.
Dar ăsta este un truc pe care l-am văzut, apropo, la un italian, că de-aia o fac, că la un italian am văzut treaba asta, rup pastele pe din două, spaghetele, și când sunt în farfurie nu-ți dai seama că sunt rupte, adică tot lungi și chinuitoare sunt și le mănânci, dar parcă totuși sunt mai ușor de luat în furculiță și când le-am rupt, nu știu cum, am dat și mi-au zgriat. Da. Și era un eveniment important și demn de menționat. Aș mai avea câteva chestii foarte faine de menționat, dar o să vi le menționez mâine când continuăm vlogul ăsta. Ce vroiam să vă zic, că în seara asta rutina mea de skincare constă din acidul salicilic de la Revox 2%, pentru că, așa cum vă ziceam în clipul cu favoritele lunii, era să zic februarie, martie, am început să folosesc acid salicilic după experiența cu crema aia de la CeraVe, care are acid salicilic, nu știu dacă neapărat 2%, dar are ceva acid salicilic în ea, și după experiența cu crema aia și văzând că, totuși, dacă am grijă și sunt cu minte și nu forțez nota, nu mi-e usucată de tare pe cum așteptam și pe cum știam eu din antecedentele mele acidul salicilic pielea. Sunt bine și am început să-l folosesc pe ăsta, după care pun gelul ăsta de la Transparent Lab, ăsta cu acidul tranexamic care depigmentează. Și apropo, un update la negul meu sau alunița mea pe care mi-am scos-o, nu știu dacă se vede în lumina asta, o să vă arăt mâine sau dacă ați văzut în clipurile de astăzi când am fost machiată, nu mai am pată, mi-a dispărut pata, deci cam la 4 luni din distanță după ce mi-am scos alunița, nu mai am pată. Dacă te uiți de foarte aproape, adică trebuie să te bagi în sprânceana mea efectiv cu ochii aici, se vede o ușoară adâncitură așa, pentru că a intrat cu cum se numește, mă, aparatul ăla? Cauterul, electrocauterul ăla, a intrat un pic în piele mai mult, special ca să scoată toată rădăcina și nu care cumva să rămână ceva acolo și să mă trezesc peste câțiva ani că-mi iese din nou alunița. Și a intrat un pic mai mult cu electrocauterul ăla în piele și de aia cumva pielea mea a rămas ca și cum ar avea o mică adâncitură, dar este invizibil, adică de la distanță nici nu se vede, și dacă nu știi că am avut alunița acolo, acum la ora actuală nici nu se mai observă că aș fi avut ceva. Dacă vii super aproape cum vin eu și mă bag așa toată în oglindă, se vede, da, că e o mică chestie, dar chestii din astea am și de la coșuri, adică... Seriously, că asta îi spuneam și doctoriței la momentul respectiv. Nu fac probleme de genul ăsta de cicatrice, că... Hello! Uitați-vă la mutra mea. Și cred că mare parte din vină, să-i spunem cu ghilimelele de rigoare, a avut-o acest gel de la Transparent Lab cu acid tranexamic, care este super bun și văd de fiecare dată. L-am mai întrerupt, nu l-am folosit în fiecare seară pentru că v-am zis că am o mică problemă cu el, că se tot descoamează, și l-am mai întrerupt. Am mai avut și perioade în care nu l-am folosit, dar când îl folosesc consecutiv mai multe seri la rând, văd că fața mea este mult mai luminoasă a doua zi, văd că nu mai sunt atât de pregnante petele alea solare, porii parcă nu mai sunt atât de evidenți și îmi place foarte tare. Și am reușit, după mici experimente pe care le-am făcut, am reușit să-mi dau eu seama cum să fac să nu se mai ia de pe față. Deci, fiți atente, dacă aveți aceeași problemă ca și mine, că v-am spus că el, marea lui problemă este că e foarte bun gelul ăsta, doar că se... descoamează așa, se ia de pe față când mai aplici și alte produse. Ideea este să încercați să lăsați un timp mai lung între aplicarea produselor. Adică, mi-am aplicat gelul ăsta, serul de la Revox cu acid salicilic, și aștept vreo 15 minute, cam așa, îmi aplic ăsta și mai aștept 15 minute, cam așa, și abia după aceea vin și mi-aplic crema. Crema care este asta de la La Roche-Posay cu B5. Și am observat că dacă fac treaba asta, nu mi se mai descoamează, nu mi se mai ia crema de pe față, nu mi se mai iau produsele de pe față. Da, poate fi puțin enervant,
Dar, da, eu în general sunt adepta ideii că imediat cum te-ai spăla pe mâini, pe față și pe toate cele cât ai pielea curată, aplică-ți produsele pe ten, nu aștepta. Știu că sunt fete care așteaptă și 2-3 ore până își aduc, aplică produsele de skincare și întrebarea mea este de ce, Dumnezeule, mai aplici? Că deja în alea 2 ore pielea ta a secretat sebum, s-a pus praf și s-au înmulțit deja bacterii, pentru că o bacterie se divide odată la 20 de minute, în caz că nu știți. Prin urmare, de ce ai mai aplicat la 2 ore după ce te-ai spălat pe față? Știți? Și de aia, eu tot timpul am fost repede. Hai, cum m-am spălat pe față? Repede, repede să pun toate produsele. Dar, făcând treaba asta, lăsând spațiu între aplicarea produselor, am văzut că ăsta nu mi se mai ia de pe față și nu se mai fac frecățeie ea, ceea ce este minunat. Și ce urmează acum este chiar să-mi dau cu cremă, că cred că a trecut suficient timp. Îmi dau seama că a trecut suficient timp prin faptul că nu mai am piele lipicioasă, pentru că el lasă pielea destul de lipicioasă după ce ai aplicat gelul și îmi dau seama că a intrat bine în piele după ce nu mai simt pielea lipicioasă. Și vin cu ăsta de la Cicaplas, care este foarte hidratant și după cum vedeți este și foarte gras. De-aia, nu știu cine a zis că ar merge neapărat pentru tenul gras, dar poate, poate, nu știu, nu zic, nu, puteți încerca, dar eu n-aș băga mâna în foc că o să vă placă, adică pentru mine este super gras și așa și ok că e super gras și îmi place că e super gras, dar asta pentru că am tenul relativ uscat. Nu mai este atât de uscat cum era acum câțiva ani, Doamne, deci acum mi se pare înfiorător, nu știu cum am trecut de perioada aia, atât de uscat încât efectiv simțeam că e nisip, că e șmirghel. Dacă știți textura aia de șmirghel, așa eram eu. Și nu știu cum am reușit să rezist în perioada aia, dar acum chiar nu mai sunt așa și oricum tenul meu se duce spre bine. Mai are el niște mici momente din astea în care devine foarte rebel, dar îl suportam și așa. Așa și am grijă să-mi duc povestea și în jos pe gât, pentru că hello, le trebuie cremă și pe gât și pe decolteu. Decolteu mă voi ocupa mai încolo. De asta vreau să vă zic că nu v-am mai făcut un update de mult la treaba asta, la produsele de skincare. Și asta voiam să vă zic că am descoperit că gelul ăsta de la Transparent Lab, dacă îl aplic așa, cu spații, îl las să intre toate produsele în piele, nu se mai ia de pe față, ceea ce este un bonus. Acum am trebuie cremă de mâini care este fix sub cameră. Prin urmare, vom merge la culcare, pentru că și așa e 11 și ceva. A zis asta vreo 2 ore în cadă. Udi trebuie să simtă că sunt lângă ea, prin urmare o să mă bag în pat. Și noi ne auzim mâine și povestim mâine și vorbim mâine și vedem ce Dumnezeu mai facem mâine. Și ca să nu zică cineva că exagerez, uitați-o pe Udi. Asta este perna mea și aici doarme ea toate noapte. Și stă aici cu mințică, cu mințică, cu mințică, așa făcută în ghem, în păturica ei, că a cam adjudecat-o, deși o împarte cu Jiminy, când vine Jiminy n-are o problemă, n-au împărțit, dar de regulă este păturica ei și aici doarme sea cu mințică, făcută ghem, câteodată se mai întinde așa și mai simt cât o lăbuță peste mine, dar în rest suntem foarte, foarte cu minții. Dimineața! Bună de dimineața! Sunt aici cu niște floctocoase, niște maimuțe flotocoase care îmi țin companie și una miorlăie, ailaltă țopăie pe lângă mine, adică cu Woody și cu Happy. Este o zi magică în care nu știu dacă vrea să iasă soarele sau vrea să plouă. Am și un fir de păr în ochi și am și o cafea cu Hedwig în mână. Am ieșit afară să văd ce s-a mai întâmplat, pentru că în ultimele zile a plouat. Da, au trecut câteva zile de la ultimul clip pe care l-ați văzut voi, când v-am lăsat seara, atunci și până acum, și s-au întâmplat treburi. Și atunci nu v-am arătat ce am făcut, că am semănat niște chestii și am pus niște chestii și am făcut niște chestii și vreau să vă arăt acum, ca să nu fie clipul lăsat așa, stați așa, stați că s-a întâmplat ceva, să nu vă las clipul așa în aer. Că v-am zis că vă arăt ceva și nu v-am arătat. Pe lângă asta, să vă pun la curent cu noile update-uri. Uite că iese un pic de soare. Să vă pun la curent cu noile update-uri și în sensul că s-a stricat mașina de tuns iarbă. Yes! We love it!
da, este ceva minunat, adică așa. Dar partea bună este că a venit înlocuitoare ei, între timp, încep să înflorească Mary. Și ce mai e nou? Cam astea ar fi evenimentele majore legate de curte. Și a crescut iarba în prostie de la 2 zile de ploaie. Deci a crescut de, nu știu cum o să, cu ce o să tai. Nu știu dacă mașina cea nouă vă face față. Margherita 2.0, așa o cheamă. Ce am făcut eu atunci când am zis că am făcut multă treabă prin grădină și nu v-am... soarele lăsa să joacă cu nervii mei și nu v-am arătat, a fost că aici unde este acest mulci, și că ar fi un mulci, am pus arpagic. Am pus așa arpagic, sfoara aia este pentru că m-a ghidat și am pus, după cum vedeți, am pus salată pe margine, care am răsădit salată ca să se facă mare, să facă căpățână, așa, să facă bună, pentru că eu am semănat, după cum cred că vă amintiți, în stratul ăsta am semănat salata și aici este mare înghesuială. Și nu-i problemă, că putem să o mâncăm și așa, dar acolo o să facă, o să facă din astea căpățână și o să arate mai bine. Ceapa pe care am pus-o mai de mult, acum câteva vloguri, aici deja a crescut, nu știu dacă vă dați seama, nu asta, că asta este din prima tură, aia pusă din toamnă, dar asta de aici, asta a crescut deja foarte, foarte mult. Usturoiul mai am vreo 3 fire. Spanacul este foarte bine, deja pot să încep să iau frunzulițele astea și asta este foarte des, ar trebui să-l mai răsădesc. Ridichiuțele am văzut că au început să se formeze în unele locuri, nu peste tot, le-am mai rărit eu pentru că sunt destul de dese și ele și am încercat să le răresc, dar de aici am răsădit salată și am pus acolo ca să avem salată, aia mare, așa frumoasă, cum o vedeți în magazine. Așa. Și aparent s-a prins aproape toată. Cred că acolo, așa acolo, îmi lipsește una. Nu-i problemă, mai am de răsărit dacă este. Dar de principiu văd că s-a prins mai toată. Așa. Un mare fail de care vă spuneam eu a fost cu fasolea verde pe care am pus-o. Pentru că fasolea... mi-a zis mama că m-am grăbit, dar ideea este că... Știu că are dreptate, foarte multe ori, și știu că are experiență mai multă decât mine, dar vreau să fac lucrurile puțin altfel, vreau să experimentez, adică vreau să modific lucrurile așa cum ca să-mi convină mie și de-aia am încercat anul ăsta, am pus fasolea în ghivecele, dacă vă amintiți, și după aceea am răsădit-o pe aici. Partea proastă a fost că a venit frigul noaptea și mi-a prăjit-o, efectiv, și atunci am luat fasole boabe, cum am pus-o pe aia în ghivece și am semănat aici și am pus sticlele astea pe deasupra în ideea în care poate, nu știu, zic și eu, poate, îi ține puțin mai cald pământul și se va crește mai repede. Acum oricum nu mă prea mai are importanță, dar ideea e că vreau să fac, să experimentez, nu doar să fac lucrurile cum s-au făcut, cum le-au făceau alții înainte mea. Uite și acolo, nu s-a prins salata. Bine, mai am și 2 teroriste, una neagră și una gri, care tot aleargă pe aici într-una și calcă peste ăsta până o să fie plante pe aici, o să am probleme cu ele, că tot o să calce. Asta a fost un fail cu salata. Pentru anul viitor știu sigur că vreau să fac altfel lucrurile, o să pun în cuburi, nu o să mai pun în ghivece, pentru că prima greșeală a fost că am pus în ghivecele alea fasolea, am pus-o în ghivecele alea și după aia când am vrut să o răsădesc a fost foarte greu. Așa dacă venea în cuburile ei gata, făcută în pahare sau în cuburi sau în ceva, am văzut că sunt niște tăvițe speciale la Leroy, la Carrefour și o să iau din alea și o să pun în aia ca să aibă practic pământul ei fasolea. Dacă avea direct pământul ăla și o transplantam practic aici, nu mai era o problemă, dar așa a trebuit să-i deranjez rădăcina, m-a avertizat mama de chestia asta, dar am vrut să experimentez eu. Și, cu astea rămâne de văzut dacă o să iasă, dacă nu o să iasă, dacă o să fie ceva. Oricum am mai luat un plic de fasole să pun, să o locuiesc și pe asta. Udi este, mai are un pic, se transformă în pisică sfinx, își pierde toată blana. Și arată săraca de parcă a băgat-o cineva într-un uscător de rufe și a ținut-o acolo o zi jumate.
și-a tăvălit-o în uscătorul ăla, așa arată sărăcuța de ea, și cade părul și este foarte frig și noaptea vine și se pune lângă mine și doarme lângă burta mea, se face ghem lângă burta mea, sub lapumă, și doarme lângă mine pentru că este frig, că nu mai are blană, după cum vedeți, este despuiată. Lady, please, dress yourself, că nu ne place. Așa, și pare foarte slabă, deși nu este, din cauza că nu mai are blană și pare că are picioarele lungi. Da, e foarte ciudățic, acum e într-o stare de aia în care arată foarte ciudățel. Dar, da, așteptăm să se mai îmbrace și ea, că arată zraca ca o pisică a străzii. Se transformă în pisică sfinx, în orice caz. Da, și ăsta a fost failul cu salata mea, în primul rând. Deci ăsta a fost primul mare fail. Dar nu e problemă că învățăm. Și v-am zis, vreau să fac, să experimentez. Nu neapărat atâta să fac lucrurile cum s-au făcut. Că mi-e foarte ușor să urmez un tipar care este deja gata bătut, știți? Că lucrurile interesante în viața asta nu s-au făcut urmând același drum pe care l-a urmat toți, știți? Și abătându-te de la drum și făcând lucrurile în felul tău și dând greș. Așa și aici, așa și în cazul grădinăritului și mai ales în cazul plantelor. Este foarte simplu să experimentezi și dacă vă place treaba asta cu încercatul, cu experimentatul, ideea cu grădina chiar nu e o treabă rea. Așa, iar în partea asta, pe lângă acele două rânduri de arpagic pe care le-am mai pus, am mai pus și aici, pentru că ceapa asta este deja măricuță și o să fie păpată cel mai probabil săptămâna asta. În sfârșit mi-a ieșit mi-au ieșit morcovii. Mă rog, ieșit este puțin așa, trebuie să intru să-i curăț de bălării, în primul rând, să-i răresc, pentru că sunt destul de sunt destul de deși, că așa au picat. Am văzut, de-abia acum am văzut o tehnică prin care să pui să pui morcovii să nu fie atât de deși cum au ieșit la mine și o să o pun în aplicare, da, în toamnă sau mai încolo. Și spanacul de aici arată foarte bine. Cred că mi-a ieșit și ceva cimbru, cred. Nu știu dacă astăzi bălării sau e cimbru. S-ar putea să fie bălării și s-ar putea ca ăsta de aici să fie cimbru. Ia stați să iau eu una, să-l gust, să vedem dacă are gust de cimbru. Ăsta e cimbru. Wait a second, să nu mănânc pământ. Da, e cimbru. Ăsta e cimbru, ok. Deci avem și cimbru. Mărarul mi-a fost jumulit de cineva care a considerat mărarul bălării și trebuie să semăn iarăși, a treia oară. Cam mai semăn așa acolo, în stratul ăsta. Și a crescut iarba foarte, foarte mult. Deci, uitați cât de mult a crescut. Nu vă dați seama pe cameră, dar a crescut mult și o să fie foarte greu de tuns, dar asta este. Acum este udă de la ploaie și nu pot să tund. Da, da. Anyway, cert este că am intrat în versiunea de vară aproape full. Aici avem căpșunei care cresc și ei bine, mersi. Trebuie să intru și aici să adun toate bălăriuțele astea. Să pregătesc terenul pentru floricele, care sunt în ghivece. După cum știți, le-am semănat în ghivece și stau. Adică nu, cresc nimic, stau. Multe dintre ele mi-au și murit, nu știu, se întâmplă ceva, nu știu. A fost și primăvara asta foarte rece. Aici stăm mai bine, dar aici nu mi s-au prins trei. Unul de aici, unul de acolo și unul de acolo. Nu mi s-au prins trei, dar nu-i problema că o să se întindă ei, adică nu e o tragedie. Cert este că cineva, o anumită pisică sfinx neagră, acea pisică sfinx neagră, tot vine și sapă pe aici. Și când nu vine ea, vine sora sa, e albă, și anume vulpii. Da. Which is amazing. În rest, toate bune și frumoase. Aici a fost curățat. O parte am curățat, o parte altcineva. Trandafirii arată super bine. Sunt super stufoși. Și, da, după ce s-o prăs ploile, trebuie să curăț iară bălăriile, că după cum vedeți au și ieșit. Nu e ca și cum nu s-ar mai opri din ieșit. Și cam asta cu update-ul de moment. Picură, dar e soare. Nu mă deranjează. Important este să se oprească ploaia, că n-a plouat foarte mult, dar mă enervează că e rece și în prezent nici nu am și curent. Ceea ce e și mai magic, ce pot să zic, e și mai minunat. Așa că, da, o să vă arăt mai târziu, o să facem unboxing la noua Margherita. Să o vedeți și să o văd și eu, că vine și cu o mică ustensilă ajutătoare.
ceea ce nu am avut până acum, dar chiar este foarte utilă, pentru că o să vă arăt. Chiar e super utilă, că mă chinuia. Bun, aceasta este noua margherita. Entuziasmul meu este foarte mare, pentru că eu o să mă joc foarte mult cu ea și vine cu un baby margherita și să vedem cum o să mă descurc, pentru că sunt niște mici modificări la asta față de cea de dinainte. Da, e o mașină de tuns iarba, știu, pe mulți nu vă interesează și nu vi se pare interesant, dar mie mi se pare foarte interesant. Are roata asta care se învârte 360 de grade și e pe 3 roți, nu e pe 4, ceea ce o face cică mult mai fiabilă, adică pot să o manevrez mult mai ușor. Și de asta sunt foarte curioasă, să vedem cum se prezintă și mai ales de piticania asta, care este foarte bună pentru tuns iarba și alte chestii pe lângă gard sau pe lângă straturile mele sau pe, în zonele pe care, prin care nu ajunge asta. Poți să faci marginile foarte frumos și asta era, asta și tunsul pe margini era unul din lucrurile pe care eu am urât tot timpul să le fac, pentru că implica să-mi bag degetele la înaintare, adică să tund cu foarfeca sau cu altceva și mă enerva și nu o făceam. Partea bună, la cealaltă avem 7 trepte de înălțime, la asta am numai 4, dar partea bună este că începe de la 3 cm și cineva nu o să mai tundă iarba, iarna sau toamna târziu, nu o să mai tundă scurt de tot cum mi-a făcut anul trecut, de nu mai crește pe aici, când, că toamna la gazon cel puțin trebuie să-l lași puțin mai lung decât în mod normal, ca să iasă primăvara, să iasă mai repede. Am observat eu că înverzește mai repede și se curăță mult mai bine dacă îl lași de toamna, îl lași un pic mai înalt. Dar cineva, nu știm cine, îl tunde super scurt toamna, pentru că are niște gărgăuni în cap și nu vrea să mă asculte, și 3 cm totuși e bine. Deci, which is good, să vedem. Hai să-i facem un unboxing după ce trece avionul și să vedem cum este. Nu știu dacă mă vedeți, așa, ignorați toate chestiile alea de acolo, că își fac ordine. Dar hai să vedem cum este Margherita 2.0. De fapt, ar trebui să fie 3.0, dar la prima mașină de tuns nu i-am pus un nume, așa că e 2.0. Așa, dacă aș reuși să tai scociul vieții, dă-mă scociul vieții. Work with me. Pentru că mi-am luat și o foarfecă. Așa. 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 Uhuhu! Yay! Și un mega coș. Wow. Opa. Yikes. Ok. Ok. La tine ajung mai încolo. Aoleu. Ha, trebuie să o montez. Da. Wow. Cantua. It's pretty! Da, nu-i problemă că it's pretty, că o să se murdărească, o să se facă terci, pulbere și așa, but it's okay.
Nu mă bag. Nu mă bag să o montez pentru că nu mi-iese. Am să joacă, nu mi-iese. Sunt capabilă, prin urmare mă abțin. Aștept să vină cineva mai capabil să o rezolve, cel puțin pe asta mare, că asta mică n-ar fi așa de greu de montat, că am montat-o eu, dar aștept totuși să vină cineva mai capabil decât mine să ne rezolve problema, ca să nu fie acuzată că am stricat tot și o punem după aceea în funcțiune. Dacă se busucă și iarba, că este foarte ută încă. O cafea mai târziu de la vecinul meu și o doză mai mică de entuziasm și am montat mașina. N-a fost atât de greu cum îmi imaginam, nu știu de ce creierul meu a dat eroare în momentul în care am desfăcut-o, dar am montat-o și este foarte drăguță, dar i-am găsit și un mic inconvenient, dar whatever, o să trecem peste. Și cam așa arată Margherita 2.0. Și mi-am luat un minut să-i admir și lama, care este intactă, superbă, curată și absolut deosebită. Este prima și ultima dată când o veți mai vedea așa. Rău, știu că pentru voi este extrem de boring chestia asta, dar mie se pare amuzant. Și mi se pare foarte funny că mă distrează și mă încântă așa ceva și de-aia filmez. Adică nu vă imaginați că... Așa, dar da. Acum trebuie să vină curentul. Nu ar să vină curentul ca să pot să o pun în funcțiune. O să vreau să o iau și pe aia mică, să vedem, să o montez și pe aia altă, dar îmi trebuie o șurubelniță și nu găsesc o șurubelniță adecvată pentru ea. Să văd pe unde sunt șurubelnițele. M-am apucat să curăț stratul la căpșune aici, pentru că v-am arătat mai devreme că era plin de bălării și... Ceea ce e minunat, pentru că nu am apă, da, dar nu contează, dar vreau să vă arăt că am făcut o descoperire și sunt mega excited! Dacă vă uitați voi aici la tufa asta de căpșuni și dăm noi frunzulița asta la o parte și eventual pun și camera pe ce vreau să vă arăt, ia uitați ce e acolo, prima floare de căpșune, oh my god, sunt mega happy! Sunt mega, mega extra happy, dar asta nu, asta nu-i căpșune, asta nu face parte din căpșune. Așa, că de-aia nu pot eu să folosesc mănuși, pentru că trebuie să simt cu degețelele mele ce se întâmplă. Uitați-o, prima floare de căpșune, oh my god, so happy. Is it crazy girl? N-am reușit eu să tund iarba astăzi pentru că a tot picurat și a tot plouat și așa, dar mi-am făcut niște paste cu pesto de leurdă. Nu sunt ele cele mai aspectoase paste, dar sunt super delicioase și voi sta aici și mă voi uita la iarbă și voi mânca cu ele de față. Ele care au mâncat deja de 150 de ori pe ziua de azi. Ele. Hello! Ia ghiciți ce am eu aici. Da, după ce am mâncat pastele alea care aveau deja suficient de mult parmezan pentru că pesto, am zis să mai pun niște parmezan, să mai fac o salată cu niște parmezan. Și am făcut o salată cu spanac de la mine, prima cultură de spanac. Da, cu spanac de la mine, cu salată, cu ceapă verde, cu niște roșii care nu sunt de la mine, că încă nu am, și parmezan, că de la nu produc. Da, și sunt foarte happy! Prima mea salată. My first salad. De la mine din grădină. Yay! Motiv de sărbătoare. Astăzi chiar a fost motiv de sărbătoare. Nu numai că a venit mașina nouă de tuns, dar și pentru că s-au întâmplat alte lucruri. O să vedeți voi. O să aflați un pic mai încolo. Dacă o să vă uitați la Makeup Mayhem, o să aflați că pregătesc ceva pentru Makeup Mayhem. Și apropo de Makeup Mayhem, v-am întrebat pe Instagram și pe communities la YouTube și m-am întrebat dacă vreți Makeup Mayhem și răspunsurile au fost în mare parte da, vrem. Așa că rugămintea mea pentru voi este să-mi lăsați în comentarii sugestii de clipuri, ce clipuri ați vrea voi să vedeți ca să mă apuc de treabă, pentru că cel puțin prima parte a lunii mai o să fie puțin încărcată și trebuie să mă pregătesc din timp și ca să nu o dau rateuri, să începem cu dreptul. Zic să îmi lăsați de acum, să îmi lăsați sugestii de clipuri și să vedem ce facem. Pentru mine cel puțin să anunță o lună mai absolut fabuloasă și vreau să o transmit, să vă transmit și voi asta, dar înainte de toate să-mi spuneți ce facem, ce muncim,
Am înțeles și eu că ne distrăm, dar ce muncim. Așa, o să mănânc salata asta și o să mă duc la nani. Mă spălă și eu, fac un duș și mă duc la nani. Că sunt obosită, deși n-am făcut mare lucru. Și cu voi mă aud în următorul clip. Vă pup, vă mulțumesc dacă v-ați uitat, dați un like și un share, lăsați-mi idei de clipuri pentru mai și ne vedem în următorul clip.